Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Interviu cu Flora Ordean. Iată-ne astăzi abordând o temă cu totul și cu totul aparte, aceea legată de ceea ce se numește în medicină Theta Healing, pentru a aborda o asemenea temă destul de complexă și foarte puțin cunoscută sau mai puțin cunoscută de noi muritorii de rând, să spunem așa. Am invitat-o în studioul postului nostru de televiziune pe doamna dr. Carmen Pleta, medic primar, medicină generală și specialist în această ramură științifică, ramura medicinii, doamna doctor, ne lămuriți dumneavoastră. Da, bună ziua, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitația. Sunt instructor certificat Theta Healing, într-adevăr, și terapeut totodată, terapia Theta Healing. De fapt, ce înseamnă Theta Healing? Dacă ar fi să traducem ad literam, ar fi vindecare prin unde Theta. Asta însemnând că învățăm, de fapt, să aducem creierul nostru în starea Theta, deci să funcționeze predominant în unde Theta. Undele Theta sunt unde de relaxare profundă, au o lungime de undă între 4 și 7 Hz sau cicli pe secundă, ceea ce presupune, așa cum spuneam anterior, o stare de relaxare. Este starea aceea de dinainte de a adormi sau de dinainte de a ne trezi. În mod normal, creierul nostru generează mai multe categorii de unde. Undele beta, care sunt undele de activitate, cum suntem acum, da? Pentru că vorbim, suntem atenți, ne concentrăm pe ceea ce discutăm. Undele beta având o lungime de o frecvență între 14 și 28 de cicli pe secundă. Undele alfa, care sunt deja presupun o stare de relaxare, au o lungime de undă mai scăzută, respectiv între 7 și 14 cicli pe secundă. Undele teta, de care tocmai am pomenit adineauri. Undele delta, care presupun starea de aproape de lipsă de activitate cerebrală, pentru că lungimea lor de unde este, frecvența lor este între 0 și 4 cicli pe secundă. Este cam ceea ce i s-a întâmplat cântărețului Codabiță acum cu recenta... Hai să spunem, de fapt a fost o stare de comă indusă din câte am înțeles eu, dar putem spune că a fost o întrerupere a activității cerebrale pentru a ajuta recuperarea. Și a cincea categorie de unde cerebrale sunt undele gamma, care au vibrație deosebit de ridicată, între 40 și 5.000 de cicli pe secundă. Sunt acele unde pe care corpul nostru le folosește în situații limită. Da? Deci când este avem de luat decizii la secundă, la fracțiune de secundă. Da? Bun. Întotdeauna starea teta, deci aducerea creierului de funcționare predominant în unde teta, este o stare, cum spuneam, de relaxare profundă. Undele teta au caracteristici faptul că sunt deosebit de inspirative, de inspiratoare, de creative. Și datorită acestor caracteristici, practic, se reușește vindecarea atât a corpului fizic cât și a corpurilor energetice și a psihicului și a spiritualului. Doamne, înainte de a continua cu expunerea, îmi fac datoria să anunț telespectatorii noștri că dumneavoastră sunteți prezent azi la Roman la invitația Asociației Piatra Soarelui, care s-a gândit să facă un curs de pregătire în această terapie. Da, așa este. Este o terapie modernă.
modernă, a mai fost cunoscută cândva, când a fost ea abordată. Aici ne-ați adus și un manual, o să vă rog să-l arătați la da, cameră. Da, este vorba de cartea Theta Healing, manualul realizat de Viana Stibal, care este fondatoarea acestei tehnici. Viana Stibal fiind terapeut nativ american, terapeut Theta Healing, a descoperit această metodă vindecându-se de o formă de cancer osos. Ca toate terapiile energetice, terapia Theta Healing nu este ceva nou. În urmă cu mii de ani au fost folosite toate terapiile energetice. Deci exista acea cunoaștere. Ceea ce facem noi în momentul de față, nu facem decât să ne readucem aminte de aceste tehnici. Cum a pătruns ea în Europa? Că ar fi foarte interesant de spus cum a ajuns această terapie în Europa. După ce, nu și nu numai în Europa, Viana Stibal susține cursuri peste tot în lume și pe teritoriul Statelor Unite și în Asia și în Nordul Africii, desigur și în Europa, pentru că a primit ca informație de la a toată creator, de la divinitate, de la sursă, cum dorim să-l denumim, a primit această informație că trebuie să dea mai departe cunoașterea pe care ea a primit-o și grație care s-a și dumneavoastră vindecat. Personal, cum ați ajuns să descoperiți minunile acestui domeniu? Am cochetat în urmă cu câțiva ani cu această terapie. Am avut șansa de a participa eu însă la un curs de Theta Healing ca să devin terapeut. Ulterior am fost atât de fascinată de ce se poate întâmpla, de modul în care se schimbă viața noastră prin această terapie, încât mi-am dorit să aprofundez informațiile și atunci am fost la un curs în Croația, unde Viana Stibal a venit și în felul acesta am ajuns și instructor. Sunteți printre primii terapeuți din România? Nu am fost printre chiar... Există și foarte mulți instructori de Theta Healing în România, există și mulți terapeuți. De fapt, Theta Healing cred că tinde să ajungă deja un mod de viață. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că în momentul în care reușim să scăpăm de niște programe limitative, de niște convingeri limitative, practic aducem corpul într-o stare de armonie. Și atâta timp cât suntem în armonie cu noi, suntem în armonie cu Universul, cu cei din jurul nostru, reușim să rezolvăm toate aspectele nefavorabile vieții noastre, atât la nivelul corpului fizic, cât și celelalte aspecte de viață, de relații, de afaceri, de indiferent pe ce aspect. Aici, la Roman, spuneți-mi cât va dura cursul acesta, care sunt cursanții dornici să-și însușească o asemenea tehnică terapeutică? Cursurile de Theta Healing le-am inițiat anul trecut deja la Roman, cursul de începător de bază a fost susținut anul trecut, acum deja este cursul de avansat. Și persoanele care, cursanții care au fost hotărâți într-adevăr să schimbe și au înțeles importanța acestei tehnici, participă acum la cursul de avansat. Cu ce finalitate vor obține un certificat la sfârșit care le dă competențe în domeniu? După fiecare curs, participanții primesc un certificat de practicant, certificat emis de Institutul Think din Statele Unite, care le dă dreptul de practică a acestei terapii atât în țară cât și la nivel internațional.
Spuneți-mi, aceasta este o ramură deja recunoscută în medicina românească? Da, 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 da. Este Ordinul Practicanților, ai... da, înțeleg ce spuneți. Ordinul Practicanților de Medicină Alternativă și Complementară recunosc terapia Theta Healing ca terapie de sine stătătoare, ceea ce este o realizare fantastică pentru noi. Aș vrea din experiența pe care o aveți dumneavoastră să-mi vorbiți de câteva cazuri punctuale, ca omul să înțeleagă din fața ecranului, să înțeleagă cam ce s-a reușit, cam ce vindecări miraculoase, cum ați spus dumneavoastră. Nu știu dacă este foarte corect spus miraculos, deși doar dacă miracolul și-l creează omul. Pentru că un aspect foarte important și nu numai în terapia Theta Healing, în toate terapiile energetice, de fapt și în medicina alopată, dacă stau bine să mă gândesc, există acest aspect. Atâta timp cât omul își dorește să se vindece, cât omul vrea să-și rezolve un aspect, atunci acel aspect deja este rezolvat. De ce? Pentru că există ceea ce se cheamă liber arbitru. Da? Dorești să ajuți pe cineva, în regulă, dar dacă persoana respectivă nu-și dorește să fie ajutată sau nu-și dorește să rezolve un anumit aspect, atunci sigur că rezultatele nu vor apare, nu va apare acel aspect miraculos. Sunt foarte multe persoane care experimentează diverse stări de boală în scopul de a-și atrage anumite avantaje. Avantajele însemnând ce? Ce înseamnă experimenta o boală când chiar mi este străin? Deci, efectiv, se concentrează pe ideea de boală și atunci acea boală apare. De ce? Pentru că noi tot... S-a numit ipocondrii? Nu, sunt pur și simplu, acea sunt categorii aparte. În momentul în care sunt convinsă că am șansă să experimentez o boală, concentrându-mă pe acel gând, pe acea idee, nu fac decât să-mi atrag acea boală. Da? Puțini oameni sunt cei care realizează că, de fapt, noi ne asumăm responsabilitatea pentru viața noastră, pentru starea noastră de sănătate, pentru relațiile noastre, pentru eu știu ce alt aspect al vieții noastre. Da? În momentul în care un gând persistă suficient de multă vreme, el începe să funcționeze ca un program, ca o convingere. Datorită acestui gând, mai ales dacă este un gând referitor la o stare de boală, da? Vibrația corpului scade și atunci atrage agenții patogeni care determină acea boală. Haideți să luăm un exemplu concret. Nu știu dacă doamna doctor Popovici v-a spus, eu sunt o persoană foarte greu încercată din punct de vedere medical de-a lungul vieții mele. Trei neoplasme operate, operații de inimă cu două senturi, operații de o arterită puternică, nici nu mai știu câte, o boală de plămâni și iată-mă ajunsă la 67 de ani, că nu mă feresc niciodată să spun acest lucru, încercând în continuare să muncesc și chiar nu puțin, vă zic. Da, deci, atât cu condeiul, cât și aici. Aceasta ține de această tehnică sau este ceva care fac involuntar? Faptul că doriți să, da, să lucrați în continuare, să aveți activitate, ține și de dorința dumneavoastră. Și să-mi înving boala. Da, da, este normal, este alegerea dumneavoastră, deci da, ați ales. Da, decât să te sui în vârful patului, să știți exact că am avut și eu la un moment dat. Cred că toți că am experimentat la un anumit moment. Să te urci în vârful patului și spui gata, aici, până aici a fost și așa mai departe. Mi se pare, mi s-a părut ceva
de neacceptat pentru mine, da, cel da, puțin. Da, pentru că sunteți un om foarte activ și atunci e normal să vă doriți să continuați activitatea, să doriți să materializați ceva, să manifestați ceva, cum spunem în TETA. Adică să aduc în realitatea mea ceva ce îmi doresc, ceva ce am gândit. Noastră manifestați acest gen de activitate și este foarte involuntar, frumos. Probabil, involuntar, nu? Involuntar sau chiar voluntar, pentru că în momentul în care doriți să scrieți ceva sau doriți să realizați o emisiune, nu mai este involuntar, deci nu este numai la nivel de subconștient. Deja ați conștientizat, deja vă asumați responsabilitatea pentru acel ceva. Mi-ați promis că mi-a exemplificat câteva cazuri, da. Așa, să zicem, celebre, e mult spus celebre. Da, categoric, dar este foarte mult spus. În urmă cu vreo 3 ani de zile am avut în familie pe o persoană care a dezvoltat o afecțiune infecțioasă, gravă, și care, grație terapiei TETA, s-a recuperat fără niciun fel de prejudiciu, nici neurologic, nici din alt punct de vedere. Și mai interesant a fost faptul că la analizele de laborator, deci din punct de vedere paraclinic, nu a crescut pe mediile de cultură niciun fel de bacterie, deși diagnosticul la internare era de afecțiune bacteriană. A fost un care e cu foarte la modă afecțiunea asta bacteriană. Nu, nu este la modă. Nu, acum ceea ce se numește prostie, mi se pare omenească. Este, nu, a fost cu totul alt gen de afecțiune, alt gen de bacterie, dar s-a rezolvat, s-a recuperat foarte, foarte bine, fără, cum spuneam, fără niciun fel de prejudiciu. Foarte multe cazuri de depresii care s-au rezolvat prin terapia TETA Healing. Cum face un om depresiv? Asta e chiar curios. Un om depresiv să să-și rezolve acest aspect? În primul rând, această tehnică. În primul rând că învață să schimbe modul de gândire, modul de abordare a situațiilor. În altă ordine de idei, prin terapia TETA Healing reușește acea persoană să scape de convingerile care au dus-o la apariția bolii. Da? Bunica a fost depresivă, mama a fost depresivă, sigur, după 40 de ani și eu sunt depresivă. Și bineînțeles că repetându-și acest program, fiind convinsă persoana respectivă că urmează să dezvolte o depresie, sigur că după 40 de ani a dezvoltat o depresie. Eu mă știu bolnav, vreau să-mi rezolv această problemă prin această tehnică. La cine trebuie să apelez eu? Pentru că probabil singură nu pot să fac lucrul acesta. Există terapeuți calificați. Și în ce constă practic această terapie? Este o discuție așa pe purtată de la om la om, cum facem noi acum? Nu numai atât. Terapeutul, după ce primește acordul verbal al persoanei cu care lucrează, poate realiza o scanare, o citire a persoanei respective. Cu ajutorul unor aparate? Nu, nu, aparatul este omul. Aparatul este omul. De ce? Pentru că toți oamenii au capacitatea de vizualizare, au acea capacitate de a citi, de a vedea. Odată antrenată această capacitate, este din ce în ce mai reușită, ca să spun. Spuneți-mi, are această terapie de TETA Healing vreo legătură cu ceea ce era în urmă, cred că cu vreo 10 ani, la modă acea bioenergie, când veniseră de peste Prut o mulțime care până la urmă s-au dovedit a fi și șarlatan, bioenergoterapeuți. Are vreo legătură? Nu, n-aș spune că are vreo legătură, decât dacă considerăm legătura că totul este energie. Dacă plecăm de la premisa că în univers totul este energie și noi suntem energie, atunci hai să spunem că ar avea un punct comun.
Da? Atâta timp cât ne considerăm mai mult decât un corp fizic și, de fapt, noi nu suntem un corp fizic și accentuez acest aspect de fiecare dată, ci avem un corp fizic, da? Noi suntem un complex de structuri, da? Există corpurile energetice care ne și îmbracă și care ne și căptușesc, plus că noi suntem scânteii divine, noi facem parte din creație. Bun, aici, ca să poți aborda în felul acesta această terapie, trebuie să fii absolut credincios sau poate și un ateu să... Nu, singura condiție este să crezi în a toată creatorul, de asta, a toată creator, divinitate, sursă, matrice, indiferent cum îl numește cineva, pentru că de fapt este același lucru, inteligența universală, nu contează cum este denumit, dar atâta timp cât nu ești convins că există creatorul, a toată creatorul, divinitatea, atunci nu ai cum să practici. De fapt, grație terapiei stării Theta Healing, de fapt, ce se întâmplă? Practic, se contopește divinitatea din noi cu sursa. Suntem una cu creatorul. Cu a toată creatorul. Cum este privită această terapie de către religie? Nu este am acceptată? Informații. Atâta timp cât Theta Healing nu este religie, nu este credință și nu contravine niciunei religii, niciunei credințe, niciunei apartenențe la sex, la vârstă, la culoarea pielii, la pregătirea profesională, deci nu contravine absolut cu nimic, nu văd de ce nu ar fi acceptată. Dar informații concrete nu am din acest punct de vedere. Spuneați că această terapie s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani, vorbim, sau mai de mult în România? Și cum practic eu, om care vreau să mă vindec de ceva, la cine apelez și cum pot? La un terapeut, Theta Healing apelez dacă vreau să... Bun, și sub ce formă? Mă duc, îi bat la ușă, ce fac? Sunt, dar sunt site-urile cu diversitate. Specializate? Da. Există site-ul tradus în limba română al terapiei. Plus că există o listă cu terapeuții din România, deci nu e nicio problemă. Bun, se face acest lucru, se face contra cost. Cum se face? Ca orice terapie, sigur că da. Da. Și cum pot eu, cât este de costisitoare, cum se abordează? Asta este funcție de fiecare terapeut. Aici nu. Așa, și să... de boala pe care o are? Deci tu te duci la terapeut și îi spui, domnule, eu sunt bolnavă de inimă, de am un neoplasm, am știu eu ce alte boli mai am, trebuie să-i spui terapeutului? În mod normal, da. Dar oricum, orice terapie începe prin acea scanare, acea citire, după care se începe să se rezolve aspectele pe rând. Terapia aceasta se combină și cu medicație? Da, se poate, nu contravine absolut niciunei alte terapii, nici energetice, nici tratamentelor alopate. Chiar nu este sănătos, sunt anumite tratamente alopate care nu pot fi întrerupte brusc, asta este clar. Dar pot fi combinate, sigur, sigur că da. Îmi spuneați că o să-mi mai punctați alte câteva cazuri punctuale și care v-au marcat pe dumneavoastră ca în cariera aceasta. De câți ani practicați? De 3 ani. De 3 ani, mult, puțin pentru... Pentru unii mult, pentru alții puțin. Da. Vorbiți-mi de alte câteva cazuri. Problemele, spectaculoase, să le zicem, spectaculoase. Problemele ale afecțiunilor coloanei vertebrale au răspuns cu mare succes la această terapie. De ce? Pentru că am schimbat abordarea, deci nu am mers punctual pe eliminarea durerii, ci pe ceea ce a atras apariția durerii în astfel de cazuri. Sunt persoane care se simt împovărate, care au senzația că îi cară pe alții în spate.
care se simt împovărate de emoțiile lor, de eu știu ce, de alte aspecte nefavorabile din viața lor. În momentul în care aceste programe, aceste convingeri au fost eliberate, practic s-a eliberat și durerea. Sunt foarte multe programe pe care le dobândim în copilărie. În Theta Healing spunem că acestea sunt stabilite la nivel de bază, da? De la părinți, de la bunici, de la educatori, de la cei din mediul nostru. Alte programe, alte convingeri le moștenim pe genetic, da? Cum era cazul, bunica și mama au suferit de depresie, sigur o să sufer și eu. Deci asta practic este o informație care a fost transmisă la nivel genetic. Sunt foarte multe programe pe care le preluăm, cu care venim din vieța anterioare sau pe care le preluăm din mentalul colectiv, cum este cazul virozelor. Deci astea sunt preluate din nenorocire. Da, dar vedeți că 50 de cazuri de mortale. Da, gândiți-vă că în fiecare an există manifestări de genul ăsta. Clar. Și altă tulpină de virus asta e din ce în ce mai agresive și mai greu de stăpânit de medicină. Bun, dar totuși nu toată lumea face viroză. Nu toată lumea se îmbolnăvește. Dar atâta timp cât eu sunt convins că au strănutat 5 oameni lângă mine, sigur am să fac și eu viroză, am toate șansele să dezvolt, să trec prin această experiență. Dacă știu sigur că nu am timp pentru viroză, am cu totul alte probleme de rezolvat, am alte lucruri mai importante de făcut, atunci n-am să mă îmbolnăvesc. Și încă un nivel la care se fixează programele și convingerile nostru este nivelul de suflet. Acolo sunt cele mai profunde, cele mai intime structuri unde se fixează convingerile și programele noastre. A spus nivelul de suflet. Asta ce înseamnă? Că persoana care apelează la asemenea terapie trebuie să fie foarte bine echilibrată din punct de vedere psihic? Adică să fie o... Nu. Persoanele care ajung la terapie, de regulă nu sunt echilibrate din punct de vedere psihic, pentru că de asta și ajung la terapie. Să se echilibreze, să ajungă în armonie cu ele. În primul rând, în armonie cu ele însele și apoi cu universul și cu cei din jur. Doamna doctor, se vorbește în ultima vreme și, din păcate, iată că în jurul nostru, mai ales în România, suntem un popor bolnav, un popor tarat, am putea spune din punct de vedere medical. Se vorbește tot mai mult cancerul face ravagii și multe alte boli, iată, din acestea, virozele acestea fac ravagii, dar se vorbește foarte mult în ultima vreme de paliație. Are vreo legătură această tehnică și vreun efect de Theta Healing asupra acestei faze de paliație, când știm că sunt stadiile terminale ale bolilor? Ar putea face minuni? Atâta timp cât omul își dorește, repet, își dorește vindecarea, apare și minunea. A fost demonstrat științific faptul că în stare teta profundă se activează zonele prefrontale, zonele lobilor prefrontali, care zone, de fapt, sunt zonele de responsabile cu efectul placebo. Dar astea sunt... Vorbim aici sunt deja, de creier, nu? Da, sunt demonstrate științific aceste aspecte, deci nu este nimic nou, nimic spectaculos. Foarte multă vreme, efectul placebo a avut o tentă ironică. Dar în momentul în care se vorbea despre efectul placebo, se vorbea nu foarte reverențios. Dar Există o suspiciune de înșelătorie sau de ce cotentă? Depinde, da. Depinde de autor. De aia zic, am citit mai multe publicații și știința, de fapt, n-a făcut decât să demonstreze că există
acest efect placebo și este strict legat de dorința omului de vindecare. Deci nimeni nu vindecă pe nimeni și nimic nu vindecă pe nimeni atâta timp cât omul nu-și dorește cu adevărat vindecarea. Plus că dacă pornesc de la ideea că sunt sănătos, nu am ce să vindec. Referindu-ne concret la cursul de la Roman, spuneți că astăzi faceți etapa a doua cu cei avansați. Este cursul avansat. Câți cursanți? Încă nu știu sigur cât sunt, urmează să vedem. Cei intenționați să se deschidă la Roman un asemenea cabinet? Ar fi foarte bine și am insistat pe acest aspect și la București și unde am mai fost în țară, în alte orașe. M-aș bucura foarte mult să existe aceste comunități de terapie Theta Healing, grupuri de terapie. Spuneți-mi dacă ați spus că este deja o disciplină recunoscută, da. Ea este însușită și de Ministerul Sănătății, ar putea deveni introdusă într-un program național? Pentru da, nu știu ce ar putea... De sănătate? Ministerul Sănătății se ocupă de partea alopată, din câte știu eu. Da. Toate terapiile energetice sunt sub umbrela Ordinului Practicanților de Medicină Complementară și Alternativă. Asta din ce știu eu în momentul de față. Cam cât specialiști avem în Theta Healing la nivelul României? Ați spus mulți, dar de ordinul... Și cum s-a organizat breasla? Că probabil că deja a devenit o breaslă. Bănuiesc că sunt în momentul de față 30-40 de instructori Theta Healing în România și terapeuți, chiar nu știu să vă spun, cred că peste 100. Cursanții de la Roman și-au propus să abordeze această tehnică pentru a o practica sau pentru sufletul lor? Depinde, așa? Fiecare alege. Doamna doctor, suntem pe ultimul minut de emisiune, vă rog frumos să trageți concluzia și dacă mai sunt chestiuni pe care nu le-am abordat. Ca și concluzie, o să revin la ce spuneam la începutul emisiunii, Theta Healing tinde să ajungă un mod de viață. De ce? Pentru că atâta timp cât oamenii reușesc să-și modifice modul de gândire, de simțire, atunci reușesc să-și rezolve absolut toate aspectele din viața lor, fie că este vorba de sănătate, de relații, de afacere, de familie, de indiferent ce se poate rezolva, dar doar cu condiția ca oamenii să-și dorească într-adevăr și să schimbe modul de gândire, modul de abordare a aspectelor din viața lor. Doamna doctor, vă mulțumesc pentru prezența în studioul nostru de televiziune. Și vă mai așteptăm când mai veniți la Roma și dumneavoastră, stimați telespectatori, vă mulțumesc pentru interesul pe care sunt sigur că l-ați manifestat unei chestiuni de o asemenea noutate, cel puțin pentru noi, pentru romașcani. O zi bună!